Andrei Ianache, un meci dominat clar de junioarele 3 în această partidă cu LPS. A fost un meci împotriva colegilor de la liceu program sportiv în care am încercat să implementăm anumite lucruri pe care le încercăm să le implementăm și la cele mari și în mare parte am reușit. Acum, ca scor, ca joc, nu am pus accent, ne-a interesat foarte mult lucrul ăsta. Încă sunt la o categorie de vârstă în care rezultatele nu contează atât de mult și important este ca ele să reușească să înțeleagă ceea ce noi le transmitem. Cum ai caracterizat partida de astăzi? Da, un meci destul de ușor, l-am avut la îndemână din primul minut până la final și nu cred că s-a pus nicio secundă problema învingătorului în acest meci. Am avut din nou anumite porțiuni de joc bune și momente în care am avut niște greșeli forțate pe care trebuie să le îndreptăm și să încercăm ca pe viitor să facem cât mai puține, pentru că pe măsură ce trec meciurile și anii, trebuie să înțeleagă că nu avem voie să facem greșeli de asemenea manieră. Vorbesc acum de pase greșite și de nereușite de genul acesta. CSM și-a consolidat locul 3 în această serie și este calificat în grupele Speranță. Da, este calificat acolo, vor fi cu totul altfel de meciuri, va interveni altă adversitate și pentru ele va fi foarte important că vor da piept cu niște adversari care sunt valorii apropiați și atunci numai așa vor putea progresa.